Salutare! Cred că am un pic de atracție la drujbele chinezești în ultima vreme. Asta scrie pe a mea din Japan, un hitachi. Acum nu știu cât la sută e așa sau nu. Ideea e că e copie cu chinezească sau chinezească e copie. După aia nu știu să vă zic. Se vede că e o altă calitate, pe lângă care și robusta lipsă. Am observat că are și de compresor. Și îmbrăcat frumos în cauciuc, să nu te ardă la degețel. Nu pornește, defectul reclamat. În prima fază am observat că are bujia lipsă. N-are bujie, fără sigur nu va porni. Acum nu știu ce va avea. Dacă are ceva probleme ascunse sau nu. O să-i pun bujie, o să-i curăț un pic carburatorul și să vedem furtunul de alimentare. Am înțeles că are câțiva ani buni de când n-a mai fost utilizat. Da, deci cum am zis, seamănă cu alea chinezești pe toate părțile, doar că parcă e ceva mai bine legată și da, e altceva în mare parte. Acum poate e cu oleomacul acolo, nu știu. Aici numai Mihai de la Sicilia poate să ne spună. Acum hai să-i dăm bătaie. Sincer să fiu, nici nu știu cum Dumnezeu se dă carburatorul jos la asta. Cred că trebuie să-i dau carcasa asta jos. Pentru că de foarte mulți ani n-am mai reparat o chinezească. Per total cred că am avut vreo 5 reparate până acum. Dintre care una probleme cu demarorul, avea erbicid la ulei și cursese pe aici sare de mea pentru cunoscători. Cum era pe vremea, nu știu dacă mai acum, în fine. Deci pot să vă zic, o săptămână miroseam erbicid din toate punctele de vedere, am mai băgat-o și în mașină. Dezastru. Bun, una i-am schimbat un set motor, alta probleme cu carburatorul, alta cu butonul. Aia cu carburatorul mi-a rupt și demarorul. Până a porni-o, până... Da, a fost o experiență foarte neplăcută, am avut cu ele. Dar m-am decis totuși să mai încerc o dată să văd dacă îmi schimb părerea. Ții drept, v-am zis și în video trecut. Cealaltă cu care s-a spart steluța la lamă, m-a surprins un pic plăcut, pentru că era... Mergea foarte bine, deci foarte, foarte bine. După ce a reglat-o puțin, te ungea la inimă cum mergea. Dar... Na, acum și motocoasele sunt același lucru, practic, și merg foarte bine și alea, adică astea nu văd de ce n-ar merge, doar că am avut eu o perioadă proastă și hai să vedem ce o să iese. Să desfacem, să... Uite, văd că mai are două șuruburi lipsă aici, deci cineva mai umblă alea. Poate a încercat o reparație, nu știu, desfacem și vedem. Încă o dovadă de calitate Valbro și limitările astea la reglaje. Oricum, văd că au fost zăpăcite, dar eu o să le scot afară cu totul și o să vedem ce putem face. Ok, să desfacem carburatorul, vedem dacă avem vreo problemă. Vizibilă cel puțin. Bun, n-am avut ce să văd în el, e totul arată bine, așa că o să-i scot chestiile astea, am înfiletat un șurub și pur și simplu ar trebui să iese foarte ușor afară.
Bine, acum trebuie să le și ghidezi unde trebuie, că altfel nu le scoți. Nu poți să le tragi. Și acum avem acces liber la reglaje. Sunt curios ce reglaje avem pe el și pe H în momentul de față. Trei ture pe H. Și pe el. Una jumate. Montăm totul înapoi și vedem ce o să iese. E bine, într-un final i-am dat de cap, i-am pus și șurubelul, bujie, pornim butonul, fără șoc că e caldă, doar ce am reglat-o până acum e fierbinte chiar. Funcționează și de compresorul, se aude, și dacă îl trag. Da, să porni și butonul. O să fac și un test de compresie, că chiar sunt curios. Nouă bari. Eu zic că e ok. Mai are multă viață în ea. Ei bine, ați văzut, 9 bar compresie. Eu zic că e foarte, foarte bine. Nu știu din ce an e. Are pe aici o serie, dar nu prea mă pricep. Oricum e vechiuță, dar încă merge foarte bine. Și se vede că e o calitate. Se bate cu giganții noștri. Știm noi care, ăia de culoarea, aceeași culoare. Stilul, Husqvarna, eu zic că Hitachi ăsta are o calitate foarte bună. Și-au pus amprenta. Ok, cam asta e cu ea. Nu știu dacă e chinezească, dacă nu, spuneți-mi voi, dar practic e aceeași construcție. Uite și aici avem un element în plus.
În fine. Ați văzut și voi cum merge. Perfect, aș putea spune. Pornește ușor și merge chiar foarte bine. Da, cam asta fiind zis, vă mulțumesc de vizionare, ca de obicei. Nu uitați să vă abonați, vă salut, la revedere!